Eu propun să alocăm 220.000 de lei din supravenitul, da? Din supravenitul. Primăriei Mirești de Mici, pentru construcția mini stadionului. Și să lăsăm 225.000 de ceul teoretic, de cum aveam, din Mirești de Mici, pentru a-i valorifica la cantin. Așa. Domnul Rașu, vă facem un diviz de cheltuieli și va demara proiectul acum și suma restantă va fi alocată până la anul sau anul viitor și am închis subiectul. Noi discutăm prea mult la subiectul ăsta și pentru 225.000 care deja noi i-am alocat, noi nu știm să facem pe. Dați-vă seama, că nu știi dăm primarul 225.000. Hai să spunem la vot acum la locare de bani. 2.
tot trei. Proiect de decizie numărul 12, privind la instituirea pe unul comun de informații și servicii în cadrul Consiliului de Națiune. Se propune atribut la voastră. Cine este cel? Deci, de ce e raportorul ei în urmădeală? Banii sunt deja planificați de la buget. Banii deja sunt planificați în buget de ce se întâmplă. Banii sunt înțeles la direcția de sezuceală. Și acum pur și simplu noi numărim bugetul lor. Nu, a zis care? Nu, a zis 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 Nu, dar nu vor fi cheltuit. Dar care e funcția? Care e funcția? Noi aprobăm cazul de cazul la pescare și oamenii. Informare, domnul Gaiu, informare populației. Și imediat. Cum ați înțeles ce înseamnă regulamentul la organizația fiului? Dar dumneavoastră dacă ați citit oricum? Am citit. De jumătate am citit și regulamentul la bani. Și știți și iese? O dictatură extraordinară a prezii. Apoi. A presă și a informație. Deci se pune la vot proiect de decizie numărul 12. Cine este pentru că vor fi votat? Cine este pentru a aproba proiectul de decizie numărul 6? 9, prima dată. Sector 2? Sector 3?
Raport, raport, raport.
și ne-a răspuns pentru oameni. Eu vreau să dau exemplu, ați spus la domnul la inspectoratul, cum se cheamă, în modul care cu asistența socială, și el listele la ziua invalidilor, se lipuia din 2012-2003, se compara să vedea bine oameni să jăluie, că la unul de total, la altul de ori, știți și nu mi-o dat, spune că nu aveți și să luați, să sustrageți aceste liste, că nu le de voi primarul, care comandă primarul, care este. Ia ca întrebarea asta, spune, cum să facem noi, că consilierii să avem regulament la consilierul local și regulamentul poate de la regulamentul consilierului, în scris. Nu, dar să-i răspundă doamna, cum se poate de normalizat, făcut, să avem acces la controle. Deci se propune a pune la votare proiect de decizie numărul 21. Cine este pentru cumpără? 9. 2. 3. 10. Se propune în Да, здесь вижу.